Astăzi se întâmplă ceea ce nu speram să se întâmple. Data trecută când ne-am auzit pe acest canal de YouTube a fost când am plecat din Mallorca înapoi spre România și acum ne auzim cu ocazia că plecăm din România înapoi spre Mallorca pentru că s-a ivit efectiv oportunitatea vieții. Odată în viață cred că se întâmplă chestia asta și anume că am primit o super ofertă să stăm o lună întreagă în Palma de Mallorca. Și de acolo o să plecăm cam prin toată insula și ca să facem asta, eu zic că mai avem și noi nevoie de un tricoaș, niște papuci și chestii de-astea și am zis data trecută că, băi, nu mai lăsăm totul pe ultima 100 de metri, pentru că fix miercuri, data trecută, făceam bagajele și am zis, următoarea dată nu se va mai întâmpla asta. Ghiși ce, azi e miercuri, mâine trebuie să trimitem bagajele, se întâmplă fix același lucru, doar că acum sper eu că o să termin de făcut parțial bagajele în dimineața asta și să nu las până târziu în noapte, pentru că joi dimineața trebuie să trimitem cu faimosul domn Nelu Bârsan și trebuie să fie totul gata până mâine dimineață, așa că zic să pornim, pentru că, na, ele trebuiau să fie gata, dar la cei în jurul meu nu e absolut nimic gata. Cam așa arată situația. Bineînțeles că Vivi ne ajută și de data asta să ne facem bagajele. Am aici patru rochii, am câteva topuri împrăștiate pe aici, niște fuste, niște pantaloni, aici un top de făcut sport, costume de baie, niște chestii de-astea fancy-trancy de pus peste costumele de baie, o pereche de pijama, aici gențile astea super drăguțe. Nu o să le iau că nu am unde să le port cu chestiile astea super de vară. Astea sunt așa mai sofisticate pentru toamnă și cred că pe astea o să le iau cu mine în avion. Gen, o să fiu îmbrăcată cu ele, o pereche de pantaloni lungi și o bluză așa mai pentru toate anotimpurile. Evident că la 26 de ani trebuie să pleci cu cutia de pastile după tine, că na. Și niște genți mai decente, mai de vară, în care să-mi încapă și mie, măcar portofelul full size și telefonul. Bun. Acum, na, una e că trimitem cu domnul Nelu Bârsan și alta e că trebuie să ne mai gândim și ce haine să luăm cu noi pe avion, pentru că, deși coletul cu domnul Nelu Bârsan ajunge sâmbătă, și noi ajungem tot sâmbătă și am putea să ridicăm duminică, bă, s-ar putea să nu mai ajungem duminică, așa că trebuie să ne asigurăm că pentru ziua de duminică și ziua de luni suntem super baxați. Mamă, bosule, sunt geloasă, tati, pe ăsta, da, bagaj, bă, de plecat în vacanță, nu, ce aveam eu aici, două lulele, două surcele. Ce să zic? Noroc că toată partea asta de sus poate fi și a mea. Cam așa arată bagajul în momentul de față. Sunt foarte mândră de el, e foarte slim, doar că problema e că nu e tot și am o listă întreagă de completat. Am pus chiloți, am pus șosete, am pus sutiene, pijamale, astea le vom pune în bagajul de mână, așa că le mai las aici. Genți mici, da, cercei nu, topuri, da, pantaloni, da, rochii, da, ochelari de soare, nu, portofel încă nu. Păpuși de casă am pus o pereche, dar pe a doua trebuie să o cumpărăm. Costume de baie am pus. Papucii mei, o să mă încalz cu ei, papuci Mihai trebuie cumpărați. Aici mi-am pus eu teneșii mei, teneșii lui Mihai urmează pentru că sunt aici la uscat. Ceasuri Mihai încă nu. Periuțe de dinți trebuie să cumpărăm. Deodorant trebuie să cumpărăm. Pe asta nu mai au. Demachiant am pus. Gel am pus. Fond de ten, rimel, ruj. Creion buze. SPF față. Pe corp încă nu l-am pus. Parfum nu. Biguri și spumă de ras trebuie să cumpărăm. Aici
tampoane trebuie să cumpărăm, dischete de machiaj trebuie să cumpărăm, pastile încă nu le-am pus, astea de unghii încă nu le-am pus, leucoplast, păi avem, dar trebuie să-l pun, balsam de buze nu, cremă de mâini am pus, șervețele n-avem, gel intim am pus, arici de păr încă n-am pus, pere de păr încă n-am pus, pere de scame am pus. Bun, aici la electronice, băi, avem, doar că nu o să le pun acum pentru că nu are niciun rost, oricum o să avem nevoie astăzi de ele și o să le luăm cu noi în ghiozdane, așa că o să le pun fix atunci, sâmbătă. Aici mai avem bani, trebuie să schimbăm în euro, asigurare trebuie să o cumpărăm, să facem un print screen la bilete să nu ne trezim că nu avem internet în aeroport și nu putem să le dăm. Ok, trebuie să refacem și pastea, cărți să vedem ce ne luăm și na, e, sperăm să nu fie necesar, dar e necesar să le avem. Acum trecut ziua de miercuri, este joi, ora 1 dimineața. De când am vorbit ultima dată s-au întâmplat super multe lucruri, gen am muncit de ne-au sărit capacele, am fost la o mini ședință foto. Am mai stat cu prietenii noștri până pe la vreo 11. Am ajuns acasă, am înfoliat toate chestiile astea ca să nu li se întâmple ceva la transport. Și cam asta este bagajul nostru. Un pic mai lejer anul față de data trecută, că na, alea erau și mult mai groase în martie. Dar cam așa se prestă situația. Urmează să îl închid și mâine dimineață Mihai îl va duce la domnul nostru Nelu Bârsan. Pentru că eu voi merge la o a doua ședință foto, de data asta una mai maxi. Așa că țineți în pumnii să termin în timp util și să ajung acasă ca să mai ieși și muncesc pe ziua de mâine. Scuze, ziua de azi, că deja e joi. Iată că a venit și ziua în care trebuie să lăsăm bagajul. Este joi, 20 iulie. V-am zis că nu luăm bagaj la cară, ci îl trimitem prin domnul Nelu Bârsan. Așa că astăzi acest lucru a căzut pe umerii mei. M-am prezentat aici la locul de întâlnire, la Gara de Nord. Am luat un formular pe care l-am completat. Și acum mă duc să vorbesc cu domnul care mi-a dat formularul, să-l întreb dacă e nevoie să aștept mașina să ajungă sau îi las dânsului bagajul și eu plec mai departe, că mai am ceva treabă până oraș. Între timp a ajuns și mașina cu coletele din Spania. Aceasta este coada. Eu sper să nu trebuiască să stau la ea pentru a lăsa coletul. Vedem ce zice domnul. Gata, am rezolvat cu bagajul, l-am lăsat. Din fericire n-a fost nevoie să stau la coada aceea imensă. L-am lăsat tot la domnul care mi-a dat formularul. Și mi-a spus că o să ajungă marți. Noi speram să ajungă sâmbătă, pentru că așa țineam noi minte de data trecută, dar nu e problemă că ne-am oprit ceva bagaj să-l punem cu noi în ghiozdane și ne descurcăm până marți. Haideți să mergem mai departe, că mai e ceva treabă de făcut. Când am plecat de la bagaj, am zis că trebuie să mă grăbesc, că mai am niște treabă și am ajuns, am rezolvat treaba. Acesta este gripul pe care l-am luat și l-am luat pentru că aveam și noi un sponsor drăguț care ne-a împrumutat GoPro pentru Spania și ca să putem să îl ținem fix, să nu avem probleme cu el, am luat gripul acesta cu tot cu montură de la iShoot și am dat pe el 52 de lei. Gata cu treaba, acum mergem acasă că avem treaba acasă. Și în drumul meu spre casă, uitați de cine dau. De cineva care nu mai suportă căldurile astea și s-a băgat aici un pic la un quick nap. Hai somn ușor, îți urez mai frumosule sau frumoasă. Gata, sâmbătă, aproape ora 7. Ne pregătim să plecăm la aeroport și frumoasa asta ne tratează ca de obicei cu indiferență, habar n-are ea. Ce urmează să se întâmple, probabil o să-și dea seama după vreo 2-3 zile că nu o să ne mai vadă și o să o vadă doar pe sora mea, pe verișoara mea și pe frate meu. Așa că da, i-am lăsat oameni ca lumea să stea cu ea. Sigur nu o să se plictisească nici ea, nici ei, la cât o să-i terorizeze, dar na, noi să fim sănătoși și să ajungem cu bine la aeroport. Ne dăm acum comandă de Uber și să sperăm că o să ne lase să trecem de trecut o să trecem de
control, dar nu știu dacă o să ne urcăm în avion cu monștrii ăștia. Ce ai, măi, măi? Deci, ăsta are lejer 12 kg. Așa ne prezentăm. Haidați! Important este să nu se rupă acei monștri. Când de intrat, intrăm oricum. Nu există cale de întors, să ne dea ceva deoparte. Păi ce poate să rupă? Ba era aia, îl ținem ca pe un copil. Da, a băgat Cristina în el acolo pot. Ca în dușmănie. Hai. Pa, pisi, pa, te iubesc mult. Te iubesc super mult. Hai. Te iubesc super mult. Pai. Oye, no pierdas el tiempo, persiguiendo mi tempo. Son las vibras de la noche, siempre son más de las 12. Yo lo mantén y lo rompe, mujeres de oro que rompen. Saca la botella, gozando la vida. Mujeres bonitas que rompen, gozando lo suave. Ya yo tengo las llaves, arranca el carro y rompe. No bregan con mi brillo, hace mucho calor. Siempre activo, sudando con tiros. Ahora es el único momento que cuenta. Am făcut aici o românească, că nu ne ajunge doar un ghiozdan. Și ca să putem să avem extra, ne-am luat ceva de la duty free, ceva mic. Și am umplut cu tot ce mai aveam noi. Un pic de tratament pentru burtică, înainte de Palma de Mallorca, să nu intrăm așa flămânzi, că nu se cuvine. Hai că mare combinație, întârziere de 2 ore. Bă, frate, al nostru e cel mai cel. Cristina nu știe cu tocmeala, dar dacă e ceva, mă tocmesc eu cu oamenii ăștia să înțeleagă că dacă el a încăput acolo, nu contează burta. Da? Eu am încăput. Tot un om e și el. Da, am încăput, e în regulă, ok? Așa că nu o să fie probleme, mai ales că deja ne întârzie zborul și avem un alibi. Da. Hai să ne apucăm de treabă fiecare, că mai avem 2 ore. Dacă tu mai avem timp în România. Bă, da. Ne-am pus pe treabă fiecare, pentru că încă nu este vacanță. Vacanța va fi abia când vom ateriza în Palma. Și nici atunci, dar intrăm în spirit la vacanță. Într-un final, după 3 ore de întârziere, se face deschiderea porților și stăm la par. Să sperăm că revenim din aeronavă și din aeronavă în aer. Hai. La noche se acabó, pero tengo otra ya contigo. Le doy gracias a Dios, siempre. Pasándolo contigo en la playa, devorarte como el sol de la mañana. Viajando todo el día sin drama, solo tú y yo. Un día bonito lleno de alcohol. Tomar un chapati, un chapani, un chapani. Și că noi trebuia să zburăm cu Ryanair, dar ne-a dus la Lauda. Acum să vedem cu care plecăm până la urmă, că e și un Ryanair în spatele lui. Aici suntem noi, ultimul rând, ca în școală. Gata, e oficial, ne-am urcat în avion. Stăm, ca de obicei, ca în clasa generală și la liceu, ultima bancă. Ultima, nu? Suntem fix ultimul loc, dar suntem mai frumos la geam. Suntem împreună, deci e totul super ok. Cred că în câteva minute o să se stingă totul și ne-am dus. Da, și ca idee este ora României, un fără un sfert. Noi trebuia în mod normal să plecăm la 10 fără un sfert, deci e clar, sunt 3 ore pe ceas. Da. Așa că hai să decolăm cât mai repede, să rămânem și noi pe nacu. Hai și dormim, ar trebui. Da, ar trebui. Acum, na. Vom fi noi ultimii din portea școlii, dar măcar ieșim premii, nu? Nu pe urgență să sperăm că pe bine, că nu cu bine. Hai, gata, am pornit, ne auzim din Palma. Baby.
because of your smoke. We recommend to quit. It's the best option. But if you don't want to quit, because yeah, I smoke too, just wait until you reach a designated area outside of the terminal building. Finally, on behalf of the Customs First Officer, but special for you today, it was a pleasure to bring you all here. We want to say a special thanks to all of you and apologize for the delay. Sometimes people with the delays, they get really mad and they start to, I don't know why, attack the crew and all the stuff, but you guys were actually very nice, very polite, and we are really happy for you. We wish you a pleasant stay in the local area, a safe home journey if you're coming back home. But what we wish the most is for you guys to be very happy. All of you are beautiful people with beautiful smiles, and you deserve to be happy, guys. Have a good night, merci, and la revedere! Gata, băi, am ajuns în Palma de Mallorca și am rămas cam singuri în aeroport. Așa că o să ne luăm un pic de timp să povestim și noi ce s-a întâmplat în avion, că a fost un zbor pe cinste. În primul rând o să începem cu capitanul, care efectiv zici că era acel capitan din videoclipurile de pe Facebook, care e super glumesc și râde și e super bine dispus. Deci fix așa a fost capitanul cu care am zburat acum și ne-a făcut să râdem, având în vedere că am așteptat atât. Da. Și a fost un domn extraordinar. Da, și a fost și sensibil și motivațional și băi, deci le-a avut pe toate. Păi. Și stai. Așa. Bun. Și da, a fost super 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 drăguț capitanul. Eu dintr-o greșeală, dintr-o întâmplare, am găsit practic cel mai mișto mix ever de pe YouTube. Deci nu, când a început mixul ăla? Apare. Păi nu e de bagaje? Când e controlatorul. Da. Deci când a început mixul ăla, am zis, Doamne, nu pot să cred că începe cu melodia asta super tare. Și apoi era următoarea melodie și eram, what the fuck, de unde au găsit melodia asta care îmi plăcea mie de mult? Și apoi următoarea îmi plăcea și mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Și așa 50 de minute am fost într-un sevraj maxim de... Am un mic clip cu dânsa, da. Să-l inserăm să se vadă care am stransa. Eu mă bucur foarte mult pentru că nu te-am mai văzut de mult așa într-o stare foarte bună. Și cu atât mai mult mă bucur că vii cu această stare bună în Mallorca, ceea ce înseamnă că vacanța de aici va fi rachetă. Da, adică chiar eram supărat, așa că mă gândeam la Vivirița noastră, ce face ea, cum face ea. Eu cred că Vivirița noastră a rupt somnul. Da, exact. Și eu de obicei pe YouTube-ul meu, ce să zic, trebuie să recunosc că am cam melodii tristuțe, așa, și... Vă recunosc! Și na, zic, băi, uite, bă, mă duc acum în Mallorca, ascult melodiile astea, le mele triste. Mă gândesc la pisica mea și a venit mixul ăsta, bă, deci efectiv, instant, când i-am dat play, nu mai eram în avion, eram direct în Barca Samba, care va urma. Oh, stați aproape, că băi, nu știți ce Barca Samba. Da. O să fie haos. Va urma imediat ce trecem și de controlul de aici. Nu mergem acolo la Barca Samba. Acum, dacă se poate să facem mai repede controlul și să mergem acasă, că este 4:20. Trebuia să ajungem la 12? Da. Wow, 4 ore și... Bun, ce să mai... Ne plângeam că nu mai sunt autobuze și taxiuri, că nu se zboară între 12 și 4. E deja 4, da. Am prins, ok. Tocmai? Hai. Ne făceam griji că nu avem taxiuri. Avem Palese chiar. Da, Daci, Citroen, Seat, ce vrei? Nissan, Peugeot. Ce vrei tu? Baby, 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 baby,